Iată că s-au reluat și olimpiadele, celebrele olimpiade și concursuri școlare mult așteptate, atât de profesori cât și de elevi. Așa este, după 2 ani de pauză s-au reluat aceste concursuri și așteptăm în prezent metodologia cadru care va fi actualizată, regulamentele specifice de organizare și desfășurare, precum și calendarul competițional, și acestea vor fi trimise spre publicare în cel mai scurt timp din ceea ce s-a aflat din comunicatul Ministerului. Prin ordinul Ministrului Educației a fost aprobată lista olimpiadelor și competițiilor internaționale pe discipline școlare, sportive și proiecte educative desfășurate în România și în străinătate, cu participarea elevilor români, precum și lista competițiilor naționale pe discipline școlare și proiecte educative care se organizează și se desfășoară în anul școlar curent. De asemenea, lista activităților de pregătire și selecție a loturilor naționale pentru participare la competițiile internaționale. Deoarece contextul epidemiologic nu permite reluarea tuturor competițiilor școlare programate la momentul suspendării acestora, adică vorbim de ceea ce a fost în urmă cu 2 ani, astfel încât acestea să se desfășoare în condiții de siguranță la ora actuală, principiul ce a stat la baza primei selecții a fost prioritizarea participării României la competițiile internaționale anunțate pentru anul 2022. Pentru prima etapă, astfel, sunt cuprinse în calendar competițiile care prevăd etape internaționale. Și Ministrul Educației preciza în comunicatul de presă că se susține și se recunoaște de către Ministerul Educației participarea elevilor români la un număr de 76 de competiții internaționale care vor avea loc în România sau în străinătate. În perioada următoare, listele competițiilor vor fi actualizate cu alte olimpiade și concursuri care nu prevăd etape internaționale, dar au tradiție în participare națională și în felul acesta putem vorbi despre istorie, limba și literatura română, dar și alte concursuri, chimie, spre exemplu, sau fizică. Cu titlul de noutate pentru acest an școlar, putem aminti faptul că pe lângă acele competiții care se organizează la discipline școlare, cum ar fi matematică, biologie, chimie, astronomie, geografie, informatică, lingvistică, vor fi și competiții interdisciplinare, de tipul concursurilor de robotică, de creativitate, de inovare și creație digitală. Și precizăm faptul că vor putea fi completate listele acestea și cu alte competiții internaționale și naționale pe discipline școlare și proiecte educative cu avizul Ministerului Educației. În funcție de evoluția pandemiei pricinuită de virusul SARS-CoV-2, Ministerul Educației are în vedere completarea cadrului normativ care să permită organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare și a concursurilor școlare și în format online, după modelul competițiilor internaționale desfășurate în ultimii 2 ani. În ceea ce privește condiția în care se poate realiza orice fel de concurs, Ministerul Educației este interesat să fie susținută activitatea care poate genera un plus de pregătire în rândul elevilor.